Bună dimineața, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu, dragilor. Nu faceți asta. Sfatul meu este să nu faceți foarte multe calcule, pentru că s-ar putea să rămâneți cu buza umflată. Și când zic să nu faceți prea multe calcule, în primul rând vorbesc de a încerca să obțineți prețul perfect și de a încerca să obțineți cât mai multe X-uri. La consultanță vorbesc cu oameni care visează 100x. Vorbesc cu oameni care au $2000 sau $1000 și îmi spun că targetul lor este să facă $400.000. Mai am oamenii care mă întreabă, am văzut astăzi în comentarii și am și răspuns: Daniel, crezi că este posibil ca Bitcoinul să ajungă la $25.000 anul ăsta? Și am răspuns în felul următor. Pe monthly, dacă vă uitați pe o lună, da, pe grafic, veți vedea că suntem în zona de overbought, adică sus. Da? Asta înseamnă că în lunile ce urmează e posibilă o corecție. Și am să răspund în felul următor. Din punctul meu de vedere, este mai mare probabilitatea să ajungem întâi la $100.000 sau în zona aia și după să coborâm la $25.000. Și probabil mulți veți fi șocați, o să ziceți: Daniel, pe bune, adică gen ne ducem la 100.000 și după aia coborâm la 25.000? Iar eu am să vă zic, priviți istoric cam ce tip de corecții face Bitcoin. De la 19.000 la $3.000, de la $69.000 la $15.000, da? Și atunci, matematic, este posibil, pentru că cine are curiozitatea poate să verifice, pentru că graficele nu mint, sunt aceleași pentru toată lumea. Dacă vă veți uita pe o lună, acum, astăzi, în clipa asta, după ce vedeți clipul cu mine, vă uitați pe o lună la Bitcoin, o să vedeți că 50 moving average-ul, valoarea medie pe 50 de luni, este la $25.000. În această perioadă, de când a început 2024, da? Practic noi facem ceva spectaculos, adică nu. Prețul este într-un range între $40.000 și $44.000. Da? Dacă vă uitați pe o săptămână, pe weekly, la corpul lumânărilor, o să vedeți această mega surpriză. Da? Iar în clipa de față, noi suntem în bull market. Bull market, pentru cei care sunteți la primul eveniment de genul, nu înseamnă doar în sus. Bull market-ul ăsta mi se pare mult mai prietenos față de ce se întâmpla în 2021, când creșteam 30%, făcea corecție 20%, creșteam 50%, făcea corecție 35%. Atunci era un carusel nebun. Deci, probabilitatea să faci bani astăzi până mâine era uriașă, după care te poziționai și la două zile puteai să pierzi tot. Pentru că așa era piața. Acum piața este mult, 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 mult mai predictibilă față de ce era în 2021. Însă, viitorul nu înseamnă neapărat predictibilitate de 100%. Ați văzut că Grayscale a venit și a vândut niște Bitcoin, a căzut piața 20%. Mulți zic că nu-i nimic, e o nimica toată. Bă, tati, a căzut 20%, adică gen dacă ai fi un fond manager și ai avea 100 de milioane, da, și scade piața 20% și tu ești în poziții, tu ești minus 20 de milioane, adică nu-i chiar o nimica toată. Eu cred că piața asta are nevoie de echilibru, da, atunci când prezentăm faptele și realitatea, adică poți să fii bullish, poți să fii bearish, dar să fii moderat, adică să-i lași pe oameni să înțeleagă lucrurile esențiale. Din punctul meu de vedere, în clipa de față, șansele ca noi să revenim sub 40.000 există. Să retestăm din nou un low există. Pe daily, piața nu a avut o evoluție senzațională, dar în zilele ce urmează putem avea surprize. Din nou, săptămâna asta are o încărcătură specială pentru că sunt evenimente macroeconomice în Statele Unite. Și atunci putem avea din nou volatilitate, news-uri.
Ideea este că atunci când sunt bad news-uri, cam atunci e interesant să te uiți la piață, și când sunt super good news-uri, atunci te poți gândi să-ți iei profiturile. Din punctul meu de vedere, evoluția pentru 2024 pare a fi una predictibilă. Adică, ne putem aștepta la niște turbulențe înainte de halving, este normal, da? Ne putem aștepta după halving la o evoluție emoțională a piețelor, pentru că dacă până acum avem 900 de bitcoin pe zi minați proaspăt, după halving vom avea 450 și bătălia pentru noi bitcoin va fi și mai acerbă. Costurile pentru mineri vor fi mai mari. Da? Deci se schimbă puțin dinamica. Doar că lucrurile astea nu se simt într-o zi, două. Adică veți vedea că la anul, pe vremea asta, când vorbim de mineri, de rentabilitatea lor, de fiuri, de nu știu ce, lucrurile vor fi diferite. Pentru cei care vreți să nu faceți greșeli majore, care vreți să nu vă mai doară capul de preț, soluția e simplă. Vă luați ce vă place și stați liniștiți. Atunci când vedeți o corecție mai mare și aveți capital, e un moment bun să cumpărați. Piața, cred că până nu iese din zona asta de 44-45.000 de dolari, da, cu volum, nu putem vorbi de un nou leg up. Iar de la 44, da, eu zic că presiune majoră pe preț va exista în zona aia, 50-52.000. Din punctul meu de vedere, săptămâna asta, piața ar trebui să încerce să facă o mișcare. Nu e neapărat, adică putem să ne trezim bine, mersi, că ne ducem din nou la 41-40 și o luăm iarăși după aia în sus. Adică e posibilă și treaba asta, să stăm în acest scenariu. Zonele cheie. Atât timp cât suntem între 40.000 de dolari și 44.000 de dolari, suntem în același scenariu, nimic nu se schimbă semnificativ. Cei care face swing trading puteți profita de aceste oportunități dacă le prindeți. Cei care sunteți poziționați macro, e bine să așteptați să vedeți ce decide piața. Pentru că scenariul 1, cel bullish, este rupem zona de 44.000, da, cu volum, și ne ducem către următorul episod din istoria Bitcoin, și anume spre 50.000. Acolo nu știm ce face și acolo putem avea o surpriză înainte de halving, să ne întâlnim cu Bitcoin-ul la 60.000, 70.000, 80.000. Da, nu mă va surprinde. Scenariul 2 este să rupem 40 în jos și să stăm o perioadă în zona asta către 35, 33, 31.000. Da? Asta este scenariul 2. Ambele sunt la fel de posibile în clipa de față, pentru că pe weekly suntem bearish. Da? Pe daily suntem bullish, pe monthly suntem bullish, da? Deci avem un scenariu de asta așa. Dragilor, pe mine mă găsiți pe mihaildaniel.ro, acolo găsiți cursul de 4 ore pe care vi-l recomand ca material educațional. Este o investiție care, zic eu, merită toți banii, 4 ore de informație super utilă în limba română explicată pe înțelesul începătorilor. Tot acolo puteți să vă rezervați o oră de consultanță cripto cu mine. Discutăm orice aveți nevoie cu Dr. Crypto, dureri de portofel, dureri financiare, găsim remedii. Legat de evenimentul de la Dubai, vă zic că va fi gata site-ul curând, dar va fi cel mai tare eveniment românesc de anul ăsta, în cea mai tare locație din Dubai, China. VIP va fi la un restaurant Michelin din Dubai, încă nu vă dau detalii, da? Deci va fi o nebunie. Și vom transmite și live evenimentul, va fi live streaming. Cum e gata site-ul, cu tichetele, cu tot, anunț aici public. Va fi făcut pe firmă românească, da? Ca să plătim la stat dările frumos. Adică puteam să facem pe firmă de Dubai, dar am zis, nu, tati, noi suntem români. Aici vrem cu oameni din România. Practic, invităm pe toți cei care sunt în zonă, în Dubai, în Abu Dhabi, Qatar, Bahrain, unde vă aflați, dacă vreți să veniți. În
perioada evenimentului nostru este eveniment Solana. După evenimentul nostru este Token 49, unde voi fi și eu acolo prezent. Vor fi cele mai mari companii cripto din lume. Așa că am gândit evenimentul acesta pe care îl organizez să fie cumulat și cu alte evenimente majore din Dubai. Dacă bateți drumul, de exemplu, din România și o să vă fim recunoscători, să puteți avea ocazia să mergeți și la alte evenimente cripto de amploare. Vă doresc o zi minunată, aveți grijă de voi, toate cele bune, spor la bani!